Neglijența, dar și vântul din acest weekend au dus la incendii, dar și la intervenții ale pompierilor pentru întâmpinarea unor accidente în cartierele din municipiul Câmpulung. Duminică după amiază, vântul a umflat acoperișul și tabla de pe un bloc din cartierul Vișoi 3. Speriați, locatarii au anunțat serviciul de pompieri. Aceștia s-au deplasat la fața locului cu auto specială și o scară rulantă, ajutând la decopertarea acoperișului. Seara, la fosta mină din comuna Godeni, flăcările au cuprins cel puțin 2 hectare de teren din cauza unui incendiu de vegetație nesupravegheat. Pompierii nu au putut interveni din cauza terenului greu accesibil și a lacurilor aflate în zonă după inundarea minei. Oamenii au privit neputincioși ore întregi cum vâlvătaia mistuie tot. Asta este acolo, 3 km din partea noastră. A vine! Că vine aici de la aici, dar vine pe aici. Aici vine toată încoace. Carlose! Acolo și e Susan, nu mai știu cu cine mai e. Băi, Carlos! Cunoscând terenul destul de accidentat, numai administrația locală a putut interveni pentru a reduce extinderea focului și în alte perimetre. La Pitești, tot în acest weekend, mai multe hectare de stufăriș au ars după ce li s-a dat foc intenționat. Cineva a pus focul fie pentru a se distra, fie pur și simplu este vorba despre o neglijență. Fumul gros s-a ridicat în aer și putea fi văzut de la zeci de kilometri distanță. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la fața locului și au încercat să stingă focul.